La Palatul Culturii din Iași a avut loc dezbaterea intitulată România majorității sau a minorității. În cadrul prelegerilor, invitații au vorbit despre modalitățile de interacțiune între diferite grupuri etnice și religioase prezente pe teritoriul țării noastre, îndeosebi în comunitatea ieșeană. Evenimentul desfășurat în sala Henri Coandă a Palatului Culturii din Iași a avut în vedere conturarea identității naționale, precum și crearea unui mediu armonios de conviețuire. Dezbaterea a fost organizată de Departamentul pentru Minorități din cadrul Primăriei Municipiului Iași, Departamentul Provita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Noi știm o poveste a Iașului, așa cum ne-a lăsat-o Nicolae Iorga, ca un oraș românesc, unde poate fi studiată istoria noastră pe vreme de 500 de ani, cu tot felul de monumente care arată modul în care civilizația românească s-a dezvoltat pe aceste coline. Însă, deopotrivă, orașul Iași a fost și un oraș al pluralității etnice, un oraș multiconfesional și multietnic. Și, de fapt, cam asta este orașul. Un mare oraș, de obicei, nu este un loc unde locuitorii aparțin unei singure etnie, au o singură identitate, ci tocmai un creuzet, un loc de întâlnire a multor culturi, limbi, tradiții. În orașul acesta, vreme de secole, pe ulițele sale, s-au vorbit tot felul de limbi și oamenii au reușit să se înțeleagă între ei, tocmai urechea lor acordându-se la graile altora și învățând de multe ori unul de la altul, nu doar diverse lucruri de civilizație, ci și cele care țin de limbă. Mâine de la ora 14, ieșenii sunt așteptați la o altă dezbatere, cu tema Activismul familial într-o societate democratică, ce va avea loc la Primăria Municipiului Iași.